Plecând de la ce ai spus tu legat cu seceta, cum vezi tu în viitor, sau dacă nu, viitorul a început ieri, coexistența mai multor tipuri și schimbarea raportului, dacă vrei, ca procent între tipurile de lucrare ale solului. Că și ei, știi, între noi, chiar și de aceeași vârstă, avem Da, diferențe avem foarte, diferent. foarte mari. Adică Da. între no-till, Și minimum-till și între no-till, arătura, minimum-till sfânta și, arătură. și arătura e sfântă. Sfântă, da. Arătura e sfântă, îți amintești cum miroase brazda atunci. Da. Dacă are Și apă. eu mi-amintesc. Dacă Dacă are apă, că dacă n-are apă, nu miroase nu are nimic. apă, n-ar trebui să ari. Da. Măi, la un Știi? moment dat, Cum, sunt oameni pe care zic vremuri că cu când atât eram... mai mult nu trebuie să ari când are apă. Da. Când are apă, nu trebuie să ari la Când fel. are apă, îți permiți să pierzi ceva. Da. Sau consideri tu Da. că îți permiți. Ți arată viitorul Știi cum e? dacă... Amara bre, că s-ară așa frumos. Da, exact, Da. exact. Noi cum să zic, am parcurs toate etapele, adică am făcut și arătura aia frumoasă, adică, Da. fără în care să fi putut Semănăm semăna direct, da. direct. Trebuie să pleci de la premisa că ce ai învățat la școală nu-ți mai e de folos. Agrotehnica pe care am învățat-o eu Da. terminând în 2004 nu mai este de folos. Eu am terminat în 99, Nu mai de hai. spunem, tu ai terminat când am început eu. Da. Nu mai zic de agrotehnica învățată de tata. Eu am citit și cărțile alea vechi. Am ajuns la concluzia că lucrările solului, așa cum sunt ele percepute în școala noastră agrotehnică, sunt făcute pentru că nu existau mijloace de a pune sămânța în condiții bune în pământ, mijloace tehnice. Citind un pic mai mult despre biologia solului și despre ce se întâmplă în sol, am constatat că în școala noastră am avut o abordare chimică și fizică asupra solului, pe care Deci, l-am considerat o suport substanță. mineral, exact, un suport Noi mineral l-am considerat o pe sol ca substanță și el, de ceva fapt, viu. este un ecosistem. Ecosistem. Acum, partea proastă e că dacă îl iei ca pe un ecosistem, totul devine mult mai complicat. E adevărat, dar un Pe lucru de altă complicat e parte, făcut de o ecosistemele succesiune au... de lucruri simple. Pe de altă parte, ecosistemele sunt niște mecanisme care Se autoreglează. au autoreglare. Păi da. Luând în calcul faptul că majoritatea terenului pe care îl lucrăm noi, în afară de ce este, nu știu dacă ai observat că în apropierea satelor, mai ales satele care sunt în aceeași vatră de mai mult timp, primele sole în apropierea satului sunt cele mai degradate. Că alea sunt lucrate de cel mai mult timp. În Bărăgan, cred că Bărăganul cred că e arat de prin anii 30, să se facă 100 de ani curând, Da. poate. Dar Cu nu s-au același făcut tip de lucrare. dar nu s-au făcut 100 de ani peste tot. 100 de ani în viața unui sol, da, să zicem că am reușit să irosim o treime, o jumate din materia organică din sol și respectiv fertilitatea lui naturală. Dar nu e pierdut. E un sol care se poate reface ușor, are potențial, are încă în el tot ce îi Totuși, în trebuie. Bărăgan este cel mai bun teren. Să fim. Noi lucrăm teren de categoria B, Am înțeles, dar vorbesc în îl general. tratăm cu respect și cu frică de Da. Dumnezeu și până acum nu ne-a lăsat. Și de aceea, pe măsură ce în toată evoluția agriculturii românești, cu toate aspectele ei, am trecut ușurel de la asociere, prestări servicii, arendă și proprietate. Trebuie să începem să ne preocupăm dacă cumva calitățile solului pe care lucrăm noi vor fi acolo la locul lor și la generația următoare. Îți dau o speță acum, de-aia e foarte bine să discutăm. Vorbeam la un moment dat cu nașul meu care, văzând ce se întâmplă, a zis că ce mișto este să investească și el în agricultură. Și a cumpărat niște teren. Care crezi că a fost principalul lucru care l-a interesat? Da? Pe lângă faptul că pământul nu poate fi furat, vedem acum că poate fi furat într-un fel sau altul, nu poate fi distrus prin foc sau altfel. Dacă insistăm, putem să-l și Dacă distrugem. insistăm, putem. Zice, băi, pe mine la un moment dat nici nu mă interesează atât de mult
arenda pe care o iau. Ok, trebuie să aibă o marjă de profit, return of investment, toate lucrurile astea. Dar mă interesează să îmbunătățesc calitate. Atâta. Bă, e ceva atât de natural, da, deci, gândit legat detașat. La ce spuneai tu. A gândit detașat. Dar e un om care nu are background agricultură. Da? Da, a cumpărat un lucru și e preocupat să-i mențină sau să-i îmbunătățească. Fii atent. De ce crezi? Calitatea. Pentru că la revânzare... A făcut o legătură foarte clară în investițiile imobiliare pe care le-a făcut și atunci. Bineînțeles. Când a închiriat o casă, a zis vreau să mi-o dea într-o stare la fel de bună ca în momentul ăsta. Exact. Iar noi despre teren, la un moment dat, deși lucram, da, n-aveam acum poate 10 ani, acum 8 ani, când se dădea foc la Miriști sau alte chestii se de genul ăsta. Se dădea foc la Miriști, nu se făcea fertilizare nu cu fosfor. Nu aveam percepția că în afară de subsol, de suportul mineral peste care vine apa, acolo este un întreg ecosistem. În momentul în care realizăm chestia asta, lucrurile pe care noi le facem, eu știi foarte bine că fac minimum tillage, tu ai făcut un pas în fața mea mai... Nu, mai... tot la minimum suntem, da, dar reducem că în continuare, tu reducem zici cât putem strip de mult. Tillage, eu cred că strip mai pentru, mult. Strip pentru prășitoare și minimum pentru păiase și rapiță. Eu mă pregătesc dar, pentru dar un nou til. Și eu, da, la fel. Și atunci, dacă privesc, Dumnezeu să-l odihnească pe tata, cum vedea el lucrurile și da, cum aram și scoteam niște bolovani cu 650 de... Eu îi ziceam, din contră, tata, hai să-i dăm foc pe bucăți. Că dacă îi dăm foc pe bucăți, apa prin capilaritate se ridică și arăm mai bine. Eu până la momentul ăla eram extraordinar de ok cu mine. Numai că nu realizam că apa aia nu rămâne acolo unde vreau eu. Exact ca o bucată de pâine, de o bagi la microunde. Eu cred că esența meseriei, esența meseriei noastre, dacă evoluăm, ai bunul simț, dacă ai bunul simț... Eu nu l-am. Ba nu, îl ai. Esența meseriei noastre este să îți rezervi dreptul de a te răzgândi, inclusiv da, în privința ta. Și să poți să spui ce știam eu că e bine, s-a evoluție dovedit a nu fi bine. Cheamă. Evoluție nu zicem am fost cheamă. Prost. Evoluție. Cunoștințele mele de la momentul ăla au fost precare sau insuficiente. Da, și eu am scos bolovani, am făcut Andres, după aia credeam că sunt... Da, da, erau ani în care că dădeam foarte... zăpada în fața blocului câte o oră să ne scoatem mașina. Acum punem cauciucuri de iarnă doar fiindcă sunt doar zero să... grade, da, nu exact, pentru că și așa e regula. Da? Da. Nu fiindcă am avea o problemă că alunecăm noi pe undeva, că n-avem, dacă nu plouă nici rouă, nu e nimic, nimic, nimic. Și atunci... Corect. Uite care e chestia, având în vedere că o să avem, deci epoca energiei ieftine s-a încheiat. Consider că punct. E clar. Garantat. Și dacă prețul la gaz, petrol se va întoarce, nu se va mai întoarce la 50 de dolari barilul. Niciodată. Asta e părerea mea de acum. Nu, așa, pe mine nu mă interesează se barilul, pe mine mă interesează gazul în principal. Sunt legate toate. Da? Toate sunt legate. Am dat barilul ca exemplu, da, pentru că nu știu cât costă un megawatt. Eu am rămas blocat de... Dar, pe îngrășământ. Păi, tot dracola e, știi? Deci, energie ieftină n-o să mai vezi. Îngrășăminte ieftine n-o să mai vezi. O să fim forțați să facem lucrurile astea. Cine nu se schimbă, moare. Change or die. Cine nu se adaptează, dispare. Într-un fel sau altul. Ce doi ani de proști sunt suficienți. Da, pentru mine și unul e destul. Da, după ce ai avut 2020-ul... Da.